Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți să luăm Sfintele Scripturi și să ne deschidem totodată inimile, considerând că suntem înaintea Domnului și a Cuvântului Său. Lecția a cincea din tematica Înțelepciune pentru Înțelepți, din acest studiu al Cărții Proverbelor, relațiile înțeleptului. Privind în urmă la lecțiile care le-am parcurs, am înțeles că înțeleptul se lasă educat, va ajunge să își manifeste înțelepciunea vorbind înțelept, vorbind bine, el va alege bine și în urma vorbirii frumoase și alegerilor înțelepte, va forma un tip de relații înțelepte și le va întreține corespunzător. Înțeleptul gândește cam așa: eu merg pe drum doar cu cei care merg împreună cu Domnul. În capitolul 11, versetul 20, stă scris: cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Și umblarea în fără prihană este privită ca și o cărare, viața ca și un drum. Înțeleptul va profita, va beneficia de compania înțelepților. Nu va merge în preajma nebunilor, fiindcă aceștia sunt urâți lui Dumnezeu. Și astfel s-ar priva pe sine însuși de comuniunea sa cu Domnul. Totuși, înțeleptul trăind în lumea aceasta, printre toți oamenii, trebuie să știe cum să se comporte față de toți. În capitolul 16, versetul 21, Solomon zice: cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzilor mărește știința. Cine altul decât priceputul și cel dulce la vorbă va ști cum să trateze o problemă, cum să abordeze o relație cu orice om? Într-o primă parte vom vorbi despre felul în care înțeleptul își formează relațiile și într-o a doua parte despre comportamentul său în relații. Din punct de vedere al tipurilor de relații, al necesităților, există relații obligatorii, necesare și relații facultative. Astfel, nimeni nu poate să trăiască fără vecini, nimeni nu poate să trăiască fără aproapele de lângă el. Nu putem trăi fără concetățeni, nu putem face abstracție de țara în care suntem, nu putem să concepem o viață fără anumiți parteneri de afaceri numiți în mediul economic. Sau chiar dacă noi nu suntem cuprinși în mod efectiv în acest domeniu, tot cumpărăm și noi, vindem poate. Nu putem să ne dezvoltăm fără colegi, nu putem să trăim fără autorități. Acestea sunt relații obligatorii. Haideți să citim câteva versete care reglementează, care dau sfaturi în vederea formării sau abordării acestor relații. Proverbe 25, versetul 17. Tu și vecinul tău, calcă rar în casa aproape lui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Și poate te întrebi: dar ce i-am făcut? Că i-am făcut numai bine. Asta e problema. Te-ai prea dus. În relațiile de familie lucrurile stau altfel. Doi soți nu se satură 900 de ani, ca Adam și Eva să fie împreună. Dar vecinul într-o zi sau vecina se satură de tine. Și după ce se satură, ca și după o mâncare, vine greață. Și în raportul dintre oameni aceasta se numește ură. 20 cu 14. Aici avem un aspect negativ a relațiilor de piață. Rău, rău, zice cumpărătorul. Și plecând, se fericește. Românii sunt specialiști în a prezenta un articol prin reclama verbală, în mod special, spunând că este grozav. Încât te miri dacă îl crede atât de grozav, de ce îl vând? Iar când cumpără, se pricep să îl critique, să-l aprecieze negativ. Dar după ce pleacă, îi spun poate unui prieten: am făcut o afacere bună. Nu este corect. Trebuie să fim realiști, să fim drepți în aceste relații necesare. Putem să facem distinție, să apreciem un produs, să-l cumpărăm în defavoarea altuia, dar să nu spunem că totul e rău, dar noi îl cumpărăm de bun. 25 cu 6 și 7. Raportul cu autoritățile. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică suie-te mai sus decât să fii pogorât înaintea voivodului pe care ți-l văd ochii. Foarte mulți oameni, neînțelegând acest aspect, se amestecă în politică. Și foarte mulți aspiră, candidează și se aleg mai degrabă cu rușine, că poate dacă nu le-am fi numărat voturile, am fi crezut că mai mulți oameni îi apreciază. Biblia ne învață să privești la poziția inferioară și să fii avansat prin aportul celorlalți, să nu încerci singur să te cațeri până în vârful piramidei. Căci dacă
n-ai putere și dacă n-ai susținere, te prăbușești singur, totul este imaginar. Cât privește relațiile facultative, citesc din capitolul 17, versetul 17, aici includem prietenii. Nu este obligatoriu să te faci prieten cu cineva, doar dacă consider că este necesar, doar dacă este oportună acea relație. Prietenul adevărat. Tu poți să ai un prieten adevărat și tu poți să fii pentru altul un prieten adevărat. Iubește oricând. Este un avantaj, dar și un sacrificiu. Și în nenorocire ajunge ca un frate. Deci o prietenie poate să se ridice la nivelul unei relații de familie. Fiindcă sunt frați care sunt reci, care nu colaborează, care nu se ajută. Și sunt prieteni care se sacrifică. Este necesară o prietenie uneori. Tot Proverbe 25, de la versetul 2. Aceste prietenii trebuiesc făcute cu înțelepciune. Iată ce scrie aici. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Din exemplu împăraților sau al șefilor de state, al conducerii națiunilor, putem să luăm un exemplu pentru nivelul nostru. Țările se împrietenesc între ele după cum vor. După interesele lor politice, militare, economice. La fel și noi ne putem împrieteni cu cine credem că este bine. Studiem problema. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Noi nu știm ce este în inima cuiva. Trebuie să îl studiem. Apoi să încheiem un tratat de colaborare, de prietenii, să încheiem o anumită afacere care ar putea deveni permanentă. Că dacă cumperi de la cineva din piață, nu te interesează cum îl cheamă, ai plecat. Dar dacă e vorba de un prieten cu care vrei să faci tu o afacere, atunci trebuie să te interesezi mai îndeaproape. Tot aici putem să includem relațiile de familie. Nu te căsătorești cu prima fată întâlnită. Studiezi, aprofundezi tematica. Întrebi pe Dumnezeu, te consulți, te rogi, judeci, discuți. Pentru că în urmă, ce ai făcut rămâne făcut. Trebuie să folosim câteva criterii de abordare înțelepte. Citesc din capitolul 18, versetul 24. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Deci înțelepciunea te ferește de extreme. Nu-ți fă mulți prieteni, dar nu trăi fără prieteni. Că este câte un prieten care e mai valoros decât un frate. Deci alegeți prietenii, dar cu măsură, cu înțelepciune. Nu te poate nimeni obliga să devii prietenul lui. Dar este necesar și bine să te lupți să câștigi prietenia unui om înțelept. Nu neapărat a unui om bogat, că ei au mulți prieteni și mulți lingușitori. Mai degrabă umblă după prietenia înțeleptului. Să devii și tu înțelept, că înțelepciunea aduce și aur și argint în urmă. Vreau să vă citesc și câteva versete legate de constituirea relațiilor de familie, chiar dacă vom avea o altă tematică. Casa sau familia înțeleptului, citesc din capitolul 6, de la versetul 23. Că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. De la 32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine și o cara nu îi se va șterge. Unii chiar după ce s-au căsătorit, din neveghere, sub ispita diavolului, leagă prietenii cu alte persoane din alte familii și astfel se ajunge la adulter, la preacurvie. Iată ce scrie și în capitolul 7, versetul 4. Zi înțelepciune, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, adică pe bază de înțelepciune și pricepere să-ți constitui prieteniile. Versetul 7. Am zărit printre cine încercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.
a fost abordat în piață la un colț de o femeie stricată și s-a împrietenit cu ea. Și de la prietenie se ajunge la amor și este dus bietul om în văile locuinței morților. Și totul a început cu o aparent nevinovată prietenie, cu o relație prea apropiată cu cineva de care ar fi trebuit să te păstrezi la distanță. Fiindcă diavolul este obraznic și oamenii întrețin tot soiul de relații, noi trebuie să știm cum să-i abordăm pentru a rămâne în același timp vecin cu ei, coleg cu ei, dar nu prieten, nu apropiat. De aceea, uneori este necesar să îi respingem politicos, dar categoric. În special tinerii și chiar toți ceilalți să rețină acest aspect. Sunt categorii de oameni în fața cărora trebuie să fim tranșanți, fără să ne batem joc de ei, dar să fim siguri și clari în ceea ce spunem. Citesc din Proverbe 16 cu versetul 28. Omul ne-a stâmpărat stârnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Acceptă prietenia ta un părător și o să vezi că nu ți-ai mai format o prietenie în plus. Ți-ai afectat și pe cea care o aveai. Dacă l-ai admis în cercul tău, el este unul care strică lucrurile. 20 cu 19. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse. Într-o intimitate sunt confidențe. Dar dacă îl accepți în intimitatea ta, pe omul acesta bârfitor, vei vedea că vei rămâne descoperit și în urmă îți va fi rănită inima. Și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Păzește-te. 22 cu 10. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși, neînțelegerile și ocările vor înceta. Nu lăsa ca în preajma ta, în casa ta, în locul unde tu poți să decizi, să vină oricine cu scaunul lui portabil din psalmul 1 descris și să se apuce la bârfă, la vorbă și tu să spui, doar nu pot să-l dau afară. Nu-i dai afară cu poliția, dar îi spui frumos. În casa mea, eu nu fac loc nici de distracție, nici de păcat. Aici este locul unde Dumnezeu ne-a binecuvântat, unde locuim, unde vrem să fim păziți de îngerii Domnului și nu ne permitem să funcționăm în felul acesta. 22 cu 24 și 25. Nu te împreteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Deci, dacă este vreunul irascibil, supărăcios, lasă-l în pace. 24 cu 21 și 22. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați. Oare ne aud și copiii? Căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândoror și chiar al tău, dacă intri într-o relație cu el. 27 cu 3. Piatra este grea și nisipul este greu, că e tot aceeași compoziție, dar de alte dimensiuni. Dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Deci mai bine am umbla cu un sac cu pietre în spate decât să umblăm cu un nebun de mână. Că ce o să ne facă el e mai grav decât rănile pe umăr sau pe spinare sau povara pe întreg trupul care ne-ar pricinui o piatră. Și foarte mulți sufăr din pricina oamenilor cărora le-au permis să stea aproape de ei. Căci chiar dacă vecinul are casa lipită de a ta, ce bine că de la el nu se aude la tine și de la tine la el, dar dacă îți place să stai cu el sau cu ea la gard și vine la tine și mergi la el,
Și din părtășia aceasta nu rezultă binecuvântare nici pentru tine, nici pentru el. Vai de amândoi. De asemenea, citesc din capitolul 1, versetul 10. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăjească, nu te lăsa câștigat de ei, dacă îți vor zice, vină cu noi, haide să întindem curse, să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haide să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Nu te asocia cu oamenii care sunt corupți, cu oamenii care comit hoții, ilegalități. Nu te uita la câștigul de moment, la aparentele avantaje, că în urmă vei plăti. Au fost oameni care și-au pierdut casa de pe ei. S-au băgat unii chezași, cum am studiat la o lecție precedent, alții au intrat în afaceri sau în alte lucruri murdare. De aceea înțelepciunea te ajută, spune din 2 cu 10, că înțelepciunea va veni în inima ta și chibzuința va fi desfătarea sufletului tău, chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, ca să te scape de calea cea rea și de omul care ține cuvântări stricate, de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase. Fii atent și de oamenii cu care te duci la rugăciune. Fii atent la prietenia și compania care ți-o alegi, chiar la compania ta de misiune sau sub orice altă formă s-ar putea ea constitui. Atât pe plan spiritual, material, în planul părtășiei sufletești sau al afacerilor comune. Iar dacă este nevoie să îi accepți și dacă vei constitui o prietenie înțeleaptă și la momentul potrivit, nu prematur, atunci fii deschis, acceptă favorabil compania celorlalți și totuși fii oficial. În 15 cu 26 este scris, gânduri rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui. Deci când te apropii de cineva, să nu ai un gând ascuns în mintea ta și de regulă necurat, că Dumnezeu te vede, fii deschis și fii bucuros de întâlnirea cuiva. Citește din capitolul 3, versetele 29 și 30. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Am văzut oameni bănuitori, cărora li se pare că cine știe ce are vecinul cu el și ce pune la cale. Nu te certa fără pricină cu cineva că nu ți-a făcut niciun rău. S-ar putea să te gândești, de bună seamă, el e vinovat și el nici să nu știe. Și tu să te apuci de ceartă sau cel puțin în inima ta să-i porți ranchiună, ură. Stai și gândește-te mai întâi. Pune problema și pe partea cealaltă. Să vezi, tot așa se vede. Cu acest gând trecem la partea a doua, comportamentul în relații. Aici am notat trei domenii distincte. Cum să te comporți cu prietenii, cu cei de aproape, deci aici vecini și alți oameni pe lângă care trecem, și în final, cum să te comporți cu dușmanii? Dacă sunt, nu-i dorim nimănui. Deci mai întâi cu prietenii, 27 cu 10. Rețineți, oricât ai fi de prieten cu cineva, nu fii mai prieten decât cu nevasta ta sau mai prieten decât cu soțul tău. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Deci fii loial, dar fii discret. Nu pretinde de acum să-ți spună tot. Și nu abuza de prietenia ta, de prietenia voastră. Deschide-te cu iubire, dar cu o iubire înțeleaptă. 16 cu 24. Am văzut uneori prietenii dure, poate uneori doar între tineri, între băieți, în loc să se salute respectos la întâlnire sau să dea mâna sau nu, mai degrabă își dau câte o lovitură sau își aplică reciproc câte o, nu neapărat o injurie,
dar un epitet neplăcut. Asta e prietenie? Asta e prietenie între câini care își arată colții la prima vedere. Dar poate și ei mai mișcă din codiță uneori și ei sunt mai înțelepți. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Dar cuvintele prietenoase unde și-ar avea locul? Nu între prieteni? Dacă acolo nu le întâlnim, unde, altundeva? Deci, du-te în fața fratelui tău cu un fagur de miere, în fața prietenului tău sau a prietenei tale, cu ceva cu gust. Asta face bine la suflet, la trup. Apoi, 15:30. O privire prietenoasă înveselește inima. O veste bună întărește oasele. Deci, când îl vezi pe celălalt, deschide geamurile, nu lăsa obloanele. Uite-te frumos la el. Zâmbește. În capitolul 16, versul 15, scrie de asemenea. Seninătatea feței împăratului este viață. Și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Face bine întregii naturi. Împrospătează, îmbogățește, înseninează. Și facem un pas și în afara cărții Proverbelor, în Eclesiastul, capitolul 8, versetul 1. Am văzut unii oameni acri, eu știu că nu sunt toți la fel de zâmbăreți din naștere, dar se spune că pentru a zâmbi trebuie folosiți doar câțiva mușchi, iar pentru a te încrunta peste 60. Nu fă un efort atât de grozav, că nu-i nevoie. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului iluminează fața și asprimea feței îi se schimbă. El radiază, devine senin, plăcut, armonios. Și din Proverbe mai citesc din capitolul 26, de la versetul 24. Asta ca să nu credem că toți care zâmbesc, zâmbesc până în inimă. Unii zâmbesc nici măcar până în gât. Că nu ne înghit sau nu pot înghiți orice. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu îl crede, că 7 urăciuni sunt în inima lui. Doamne, păzește-ne! Să zâmbim și în același timp să scrâșnim din măsele. Ce trist ar fi să fim atât de ipocriți, atât de falși. Și totuși, câtă politică există în lumea asta. Sunt oameni de afaceri care stau la masă, la negocieri. Este psihologie în acest domeniu. Te face să crezi că tu ai făcut o afacere bună, te lasă să înțelegi că el a rămas bucuros sau poate chiar să înțelegi că el a fost puțin defavorizat ca să fii tu avantajat, dar în același timp acceptă cu bucurie chestia asta și când colo el își dă seama ce ți-a făcut. Mi-amintesc, era un om, când eram eu copil, care înșela oamenii la cântar, când duceau animale la achiziții. Cântarul era pus în șele cu 50 de kilograme și el îi spunea omului, uite, vezi cât are? De la mine spun 20 în plus, cât ai? Cât vrei tu? Deci 30 rămâneau neplătite și pentru cele 20 se negocia după acceptarea clientului. Astfel de oameni se regăsesc din nefericire printre noi. Dumnezeu să vă păzească de ei. În prietenie, acceptă și folosește modelarea reciprocă. Dăltuiește-ți prietenul și acceptă să dea cu ciocănelul pe tine, să cadă zgura. Că prietenul nu dă tare. Nu dă să te frângi. Numai să se dezlipească ce e rău. Proverbe 27:5, 6 și apoi 9. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Nu-i corect la nivelul unei prietenii să nu poți să-i spui celuilalt frumos ce a greșit sau ce ar trebui să fac. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui,
dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. 9. Cum înveselește un de lemnul și tămâia inima, cei din Vechiul Testament înțelegeau bine aceste aspecte, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. E nevoie și de apreciere și de laudă, dar în primul rând este nevoie de sfaturi. De aceea, când ne întâlnim cu un prieten, e bine să ne sfătuim, ne destăinuim starea noastră, el poate și exprimă gândurile lui. Ne corectăm reciproc, ne întărim, ne ajutăm. Ce prietenie ar fi aceea în care doi sau trei se întâlnesc și discută banalități sau discută pe seama altuia ce face, unde s-a dus? Deci ei sunt mai degrabă niște purtători de vești neplătiți de nimeni, sponsorizați psihologic de diavol, fără niciun sens, fără niciun câștig. 15:10. Sunt unii care dacă îi mustre, îi pierzi de prieteni. Știți pe cine pierzi dacă îl mustri, da? Pe nebun. Pe înțelept poți să-l mustri. Lui îi face bine, se bucură. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit. Chiar este nevoie uneori, dacă este cazul, să-ți taxezi prietenul, să-l amendezi, în ghilimele spus. Și cine urăște mustrarea va muri. Până acolo merge cartea Proverbelor, încât zice în capitolul 28, versetul 23, cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Să vă dau un exemplu. Dacă îl corectezi pe colegul tău și îi spui, n-ai făcut bine exercițiul acesta, fă-l de la capăt, mai scrie odată. Și când o să vină profesoara și o să ia o notă bună, nu o să-ți mulțumească ca și cum ai fi spus, nu mai scrie, măi, că ai scris destul. Și când o să ia un 4, și o să zic, tu m-ai făcut să nu mai scriu. Deci nu-l încuraja în răutatea lui. Favorizează-l să se îndrepte, să crească, să prospere. Fiindcă dacă nu primește mustrările, spune 29:1, și se împotrivește, va fi zdrobit deodată și fără leac. Referitor la prietenie, m-am gândit la o comparație cu anotimpurile anului. Primăvară, vară, toamnă, iarnă. Așa trebuie să desfășoare o prietenie. Mai întâi, trebuie să fie niște flori parfumate. Nu se deschide prietenia fără flori. Apoi, vara are ca și corespondent timp pentru lucru și pentru concedii. Să te sacrifici unul pentru celălalt, să te ajuți reciproc. În prietenie este nevoie să oferi daruri. Prieteniile se țin cu efort. Vine toamna. Toamna este anotimpul roadelor, a recoltelor. Dintr-o prietenie, dintr-o relație apropiată cu cineva, nu neapărat strict o prietenie, din colaborarea cu un vecin bun, cu care te înțelegi bine, s-ar putea, dacă tu n-ai struguri, să-l dai el ție struguri. Dacă el n-are porumb, îi dai tu porumb. Sau dacă doar locuiești la bloc, uite, el n-are o anumită ustensilă de bucătărie, tu i-o împrumuți când are nevoie de ea, el te duce pe tine cu mașina când ai nevoie, decurg anumite avantaje. Și când prieteniile expiră, poate ți-a murit prietenul, poate a plecat de aici, rămâne iarna. Anotimpul alb trebuie să rămână amintiri plăcute. Iar ceea ce a fost referitor la partea de construcție a prieteniei se îngroapă și rămâne albul imaculat. Să urmăm așadar în relațiile noastre aceste etape sub această ordine de idei, nu este absolută. Spuneam despre daruri și aici totul pleacă de la vorbe, de la vești. O veste bună este un dar. Un cuvânt bun este o ofertă. Servicii, cadouri. Atenție să nu abați dreptatea. Că uneori în prietenie nu mai vedem drept. Și când cineva ne-a oferit niște servicii, nu mai putem să apreciem just. Dar totuși trebuie să practicate darurile. În 25:13 scrie, cărăcoreala zăpezii pe vremea secerișului, când vine o boare peste omul obosit, așa este un sol credincios pentru cel ce îl trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Deci mai întâi când ajungi la un prieten sau când te întâlnești cu cineva, dă-i o veste bună. Apoi,
25. Capa proaspătă pentru un om obosit. Așa este o veste bună venită dintr-o țară îndepărtată. 26:6. Cel ce trimite o solie pentru nebun își taie singur picioarele și bea nedreptate. Oameni care nu pot să ducă, sunt ologi. Nu pot să ducă un dar, nu pot să ducă o veste bună. 17:8. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. 18:16. Darurile unui om îi fac loc și deschid intrarea înaintea celor mari. Deci, nu este greșit să oferi un dar unei persoane dintr-o anumită autoritate sau unui prieten, doar trebuie să ai grijă să nu abați dreptatea, să nu dai și să nu iei mită, să strâmbi căile drepte. Astea nu mai sunt daruri, astea sunt mituiri, înșelătorii. Trecem la cei de aproape, că poate cu aceștia avem mai mari probleme decât cu prietenii, măcar că uneori mari frământări și mari neclarități derivă din prietenii. Deci relația cu cei de aproape sau chiar cu străinii, poate pentru cei care sunt duși printre străini sau dacă sunt pe la noi mai puțini, fii corect cu toți în relații. Proverbe 18:19. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Deci, mai ușor să bați o țară ca o redută decât să îți mai deschidă ușa vecinul sau vreun colaborator după ce l-ai nedreptățit, cinstea pierdută, mare minune să mai trăiască după aceea. De aceea, fii corect, fii cinstit. 14:25. În mod special, atenție la domeniul vorbe. Nu zi multe și după aceea nu mai știi ce ai spus, celălalt interpretează greșit. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. 16:29. Omul asupritor amăjește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Nu-l înșela, fii corect. Ce n-ai vrea tu să ți se facă, nu-i fă nici lui. 19:5. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. 25:18. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită. Așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Am văzut oameni stând de vorbă, vecini între ei care vorbeau de rău de un alt vecin al amândurora. Atunci aceste comparații existau, buzdugan, sabie, suliță, astăzi poate ar zice arme toxice, chimice, răspândesc pe strada lor și poluează totul în jur. 26:18. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Este necesară seriozitatea în relațiile dintre oameni. Apoi, fii omul care provoci la bine, nu la rău. Proverbe 11:12. Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. 17:4. Citim versetele acestea că sunt pe aproape, nu-i greu să ne deplasăm de la unul la altul și sunt sfaturi consistente. Ce rău ascultă culoarea minte la buza nelegiuită. Sper că buza aceea nu este la noi. Și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Dar dacă tu nu lovești cu săgeți, cu suliți, mincinosul nu mai stă să te asculte pe tine. Tu scapi de el. Prin limbajul tău provocator la bine îți ajung în jurul tău oameni de bine, inspir bine și răul se îndepartă, ca mânat de o forță centrifugă. 15:1. Aici se vede foarte clar posibilitatea de a provoca răul sau binele. Un răspuns blând potolește mânia. Poate vine colegul tău supărat într-o dimineață sau pe parcursul zilei, spune, ai făcut așa, așa?
Ce vei zice? Îl vei lua și tu la ocări, nu? Că diavolul ți aduce argumente pe tavă să servești care mai de care. Sau vei zice, te rog să mă ierți, îmi cer scuze. Dar o vorbă aspră ațâță mânia. Deci poți să apelezi la un răspuns blând sau la o vorbă aspră. Noi avem la noi și pansament și un de lemn, avem la noi și grenade și pistoale. Și poți să arunci o vorbă sau să întinzi prietenos mâna de ajutor. 27:17. Iarăși un verset foarte evident. Luați-l dacă vreți și în relațiile de familie, colegialitate, prietenie, vecinătate, în tot ce vreți. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Deci dacă e foc, mai pune foc, pune apă. Dacă s-ar scântei și el e cuțit, păi nu mai fi tu polizor. Apoi iartă și fii omul păcii. 17:9. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Ați reținut? Deci sunt unii care o singură greșeală o pomenesc de atâtea ori încât ți se pare că-s multe. Nu-s multe, e numai una. Numai că a făcut xeroxul după ea și le-a multiplicat. De aceeași imagine. Numai că pe una a amplificat-o, a prins-o dintr-un unghi, din alt unghi. De aceeași greșeală. Apoi, 10:12. Deci nu doar dacă e o greșeală, chiar dacă sunt mai multe. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile, nu numai una. Pe vecinii pot să-ți greșească, să te supere, să facă gălăgie, să dea drumul la un aparat prea tare, sau dacă locuiești la casă să treacă, știu eu, găinile la tine, sau câinile se latre când ție nu-ți place. Și azi e o greșeală și mâine două și se adună. Tu le poți acoperi pe toate dacă ești omul păcii. Că spune în 3:17, despre cărările înțelepciunii pe care vrem să mergem, căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice. Solomon, omul înțelepciunii, a avut o împărăție a păcii. N-a făcut războaie. Înțelepciunea anulează războaiele. Și Noul Testament, când trăia Iacov ideea în 3:17, înțelepciunea care vine de sus, printre altele, este pașnică. Doamne, ajută-ne! Deci, rețineți, dacă este vreunul prea certăreț și scandalos, să nu spună că e deștept, că nu-l credem. În raporturile cu dușmanii, și aici am văzut oameni care cred că au mulți dușmani. Ei cred dușmani și pe unii care nu le sunt dușmani. Ba chiar am întâlnit oameni care des uzează de expresia aceasta. E dușmanul meu. De unde știi? Sau există cel puțin posibilitatea să nu mai fie așa. În primul rând, fii optimist, fii încrezător în viitor. Trage nădejde că nu o să-ți mai fie dușman, o să se facă prieten. Sau trage nădejde că o să fie doar un război rece și nu o să se întâmple vreo catastrofă. Spune în 16:7 astfel. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. Accepți ideea cel puțin din punct de vedere teoretic că un actual dușman este un potențial prieten? Apoi, 26:2. Dacă ai un dușman care te bleastă și încearcă să-ți facă rău, poți să apelezi și la vrăjitor dacă vrea, gândind că doar cine ar putea să facă mai mare rău la un om decât satana? Iată ce scrie aici. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Deci imaginați-vă că ei trag după noi cu rachete și noi avem antirachetă. Și o deviem, o surprindem și o anihilăm. Deci blestemul nu prinde împotriva sfinților, după cum binecuvântarea nu prinde la păcătoși. Nu se poate. N-are loc de localizare. Loc de amplasare. Dar totuși, în relația cu nebunii, până se va împlini optimismul nostru, evită reacția nebunului, evită cearta. Cearta este reacția nebunului. În 29:8 scrie așa. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, ipotetic vorbind, dacă s-ar apuca, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. 18:6. Fii atent, căci vorbele nebunului aduc ceartă. Și gura lui înjură,
până stârnește lovituri. Se ambiționează și de la multe înjurături s-ar putea să recurgă la forța fizică sau la alte metode. 26 cu 4 și 5, două versete foarte interesante. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Și foarte ades există ispita să-i o dai înapoi. Ea-ți vine până în vârful limbii. Nu ceea ce-ți vine în gând trebuie să funcționeze, ci gândul trebuie ajutat cu un alt gând. Și mintea trebuie să coacă cuvintele. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Dar dacă există riscul să semeni cu el, nu-i răspunde. Decât dacă există posibilitatea înțeleaptă să spui ceva care nu naște ceartă, care nu produce discordie și care ar putea să-l facă pe om să nu mai creadă cum crede el. Dar dacă nu este o șansă pentru un asemenea obiectiv ca să fie atins, nu răspunde, că semeni ca el. Eu cred că versetele acestea sunt puse într-o ordine valorică printre altele. În primul rând nu răspunde, în general nu răspunde nebunului că semeni cu el. Nu dialoga cu el, n-ai ce, până nu prinde o brumă de înțelepciune. Dar dacă ai ocazie, vorbește să înțeleagă. Citesc și din 25, de la versetul 8 la 10. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce faci. Când te va lua la ocări aproapele tău, apără spricina împotriva aproapele tău, dar nu da pe față taina altuia. Ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă un nume rău care să nu se mai șteargă. Deci, fii atent, 26 cu 17 apoi. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Deci, fii atent mai întâi cu cei de lângă tine. Dacă ei vorbesc, vezi ce zici. Dacă dezbați problema, nu mai complica și îl băga și pe altul. Dar cât privește problema altuia, n-a apucat-o câinile altuia de urechi, că el poate singur să-l ducă de curea. Tu ești străin de problema aceea. Este, comiți o imprudență amestecându-te. Evită cearta. Cearta nu rezolvă problemele. Cearta aduce numai păcate. Citesc din 17 cu 19 această chestiune. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Ceartă fără păcat nu există. Decât certarea pe bază de autoritate, când îl mustri pe cineva și îl cerți. Dar când cearta devine o dispută, la care cel puțin una din părți este un nebun, acolo se nasc păcate. Și dacă tu te abții, el fi sigur că își gafează. Și nu te răzbuna. Se ocupă Dumnezeu de asta. Iată ce spune în capitolul 3 de la versetul 31. Nu pismui pe cel asupritor și nu alege niciuna din căile lui. Căci Domnul răște pe oamenii stricați, dar este prieten cu cei fără prihan. Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuința celui neprihănit o binecuvintează. Când are de-a face cu cei batjocoritori, își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă har. Deci Dumnezeu tratează oamenii diferențiat. Dacă noi suntem credincioși, smeriți, cu noi e prieten, ne binecuvintează, ne dă har. Dacă partenerii noștri, dușmanii noștri sunt răi, ce problemă se ocupă Dumnezeu de ei? Are posibilități, are vreme, știe cum să o facă, poate judeca corect, cât de aspru să-i pedepsească, nu este grija noastră. Asta o rezolvă Dumnezeu. Tot în Proverbe zice, în 20 cu 22, pe această tematică și Noul Testament aduce aceeași înțelegere prin Pavel, nu vă răzbunați, răzbunarea lui Dumnezeu, 20 cu 22, nu zice, numai că nu face. Am auzit oameni care spun, am zis, dar nu i-aș face, nu m-am zis, nu zice. Îi voi întoarce eu rău. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta, îți va face bine. Am mai notat un aspect, înainte de a încheia, pe săraci, tratează-i diferit, chiar dacă sunt prieteni, vecini sau dușmani. Ajută-i pe săraci, fie-ți milă de ei. Iată ce scrie în 14 cu 31. Cine asuprește pe sărac, dar nu scrie să-ți fie prieten, vecin, sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său.
și 17 cu 5. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Încheiem tema relațiile înțeleptului, crezând că Domnul ne va ajuta să ne constituim relații înțelepte, să fie lodate cele care nu sunt constituite pe o bază bună și să le întreținem corespunzător atât cele de prietenie, cât și cele de vecinătate și să credem că cele de adversitate vor fi anulate sau cel puțin diminuate. 13 cu 20. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Deci cu nebunii umblă cine îi place. Deci relațiile te califică sau te ruinează. Rețineți, relațiile te califică sau te distrug. Tu alegi. Și relațiile dau fericire sau anulează fericirea. 11 cu 10. Că poate uneori credem că facem cu cineva o prietenie, o relație, să câștigăm ceva. Dacă e numai câștig material și n-aduce fericire, nu-i avantaj. 11 cu 10. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură. Și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Deci o companie sfântă aduce binecuvântare, atât din punct de vedere material, spiritual, împlinire sufletească, înțelepciunea le dă pe toate. Dumnezeu să ne dea și nouă harurile acestea. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.